Ședința Comitetului Executiv Județean al PSD Vâlcea a început joi seara la ora 18, peste 100 de PSD-iști fiind prezenți în sala mică a Casei Sindicatelor din Râmnicu Vâlcea. În sală a fost prezent și fostul prefect Dumitru Cornoiu. Pentru Senat s-au înscris Laurențiu Coca, senator în funcție, Adina Dobrete, Nicolae Spiridon și Bogdan Matei. La Camera Deputaților s-au înscris Romeo Rădulescu, Dumitru Percu, primarul comunei Tomșani, Daniela Oteșanu, Vasile Cocoș, Ovidiu Popa, Alexandru Oproaica, Nicolae Concioiu, primarul comunei Gușoieni, Lidia Petcan. După discursuri și prezentări s-a trecut la vot. Ședința a durat până târziu în noapte, iar votul a adus ceva surprize. La Camera Deputaților, locul întâi l-a ocupat Ovidiu Popa, 112 voturi, urmat de Vasile Cocoș, 99, Daniela Oteșanu, 89, Dumitru Percu, 62 și Romeo Rădulescu, 51. Nicolae Concioiu, 18, Lidia Petcan, 12 și Alexandru Oproaica, 11. La Senat, locul întâi a fost ocupat de Bogdan Matei, 65 de voturi, urmat de Laurențiu Coca, 39, Adina Dobrete, 17 și Nicu Spiridon, 11. Apreciez că aseară, până la rezultatul votului, apreciez că aseară a fost o seară a prieteniei, o seară a deciziilor importante pentru PSD Vâlcea, o seară a echipei PSD Vâlcea. PSD are în urma votului de aseară o listă echilibrată și puternică. Vreau să vă spun că avem o medie de vârstă a celor 8 care sunt, de exemplu, prezenți la deputați și 4 la senatori, undeva la 48 de ani. Și avem pe această listă oameni cu experiență administrativă, de viață, dar și profesională, și avem și o reprezentare foarte bună la nivelul tineretului, la nivelul femeilor. Avem pe liste, iată, în loc elegibil, o doamnă cu o activitate deosebită în partid și bine pregătită profesional, Daniela Oteșanu. Regăsim aici pe Vasile Coco și pe Ovidiu Popa, regăsim pe domnul Percu, dar și ceilalți care nu sunt pe locurile elegibile, sunt oameni cu experiență și cu o pregătire deosebită. Mă refer la domnul primar Concioiu, mă refer la domnul Alexandru Proica și la toți cei care deja dumneavoastră presa îi cunoașteți. La fel și la Senat, lista este una puternică, echilibrată. O listă și la Camera Deputaților și la Senat, o listă foarte bună, o listă rezultată în urma unui proces democratic prin excelență. Am mai spus că valorile care ne ghidează în luarea deciziilor la PSD Vâlcea sunt democrația, respectul și disciplina. Am fost și am luat o decizie absolut democratică, pe care eu o voi respecta, o decizie care va fi urmată de disciplină, pentru că avem o țintă. Trebuie precizat totuși că aceasta nu este lista finală, iar Liviu Dragnea poate răsturna situația. Conducerea centrală a Partidului Social Democrat are un rol foarte important în aceste liste. Știți cum se spune? Maurul și-a făcut datoria. Eu mi-am făcut datoria la Vâlcea, am fost garantul democrației totale de partid. S-a votat prin vot secret, la care, apropo, au fost prezenți candidații și au supravegheat votul secret. Totul este consemnat, dar statutul Partidului Social Democrat precizează foarte clar. Comitetul Executiv Județean al Partidului propune componența listei. Aprobarea listei o face conducerea națională a Partidului. Acesta este rolul pe care îl are conducerea națională a PSD în aprobarea listelor. Listele se vor aproba la București. Asta este tot ceea ce trebuie să înțeleagă toată lumea legat de acest mecanism. Noi propunem, București aprobă.